În 2019, lumea a generat 53,6 milioane de tone de deșeuri de echipamente electrice și electrocasnice, o medie de 7,3 kg pe cap de locuitor. În Europa, generarea de DE-uri a atins 16,2 kg pe cap de locuitor în 2019, un nou record negativ. DE-urile au astăzi cea mai mare amploare din lume, iar greutatea totală a acestora crește anual cu 2,5 milioane de tone. Sunt Teodora Tompea, iar în minutele următoare vă invit să descoperim împreună modul în care asociația RespoDE, prin activitatea pe care o desfășoară, seriozitate și profesionalism, reușește anual să își atingă țintele de colectare. Ce înseamnă RespoDE? RespoDE este o organizație de transfer responsabilitate ce are în prezent peste 250 de contracte cu producători și importatori de echipamente electrice și electronice. Prin aceste parteneriate preluăm responsabilitatea legală a producătorilor în gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice, asociația devenind unul din principalii jucători în piața de colectare. Ne mândrim cu faptul că ne-am atins țintele de colectare, un lucru remarcabil pentru un OTR care funcționează doar din august 2019. Ne implicăm activ în construirea unui viitor sustenabil în România și am investit constant în profesionalismul echipei și în experiența acesteia în managementul deșeurilor. Am ținut cont, în același timp, să păstrăm un raport corect calitate-preț, servicii integrate și să ne adaptăm rapid la bunele practici internaționale în problematica DE. În momentul de față, există 19 OTR pe piața din România, față de 9 cât erau în 2019. Avem de-a face astfel cu o piață extrem de dinamică și urmează o redistribuire a producătorilor în cadrul acestor OTR-uri. Cei înregistrați au obligația să declare lunar la Administrația Fondului pentru Mediu, conform legislației în vigoare, care sunt cantitățile de echipamente electrice și electronice introduse pe piața din România. În cazul în care nu declară sau declară în mod greșit, se percepe o contribuție de 4 lei pe kilogram pentru echipamente nedeclarate sau pentru care nu s-a realizat un transfer de responsabilitate către organizație de profil. În 2021, noi ne-am făcut treaba. Anunț prin acest video faptul că asociația RespoDE și-a atins ținta de colectare. În 2021, RespoDE s-a implicat considerabil în informarea cetățenilor în ceea ce privește conștientizarea pericolului DE-urilor, comunicând lunar subiecte de importanță publică și maximă actualitate. Am în mână niște căști și niște cabluri pe care nu le mai foloseam. Efectiv, nu știam la ce categorie de deșeuri să le încadrez. Ei bine, datorită Respo, am devenit mult mai informat. Este o muncă dificilă și de durată în educarea tinerei generații în ceea ce privește deșeurile electrice și electronice. Mă refer aici și la faptul că tinerii noștri, spre deosebire de cei din străinătate, nu prea știu cât de important este să reciclăm, cât de important este să avem grijă de planeta asta în care noi trăim. Datorită comunicării Respo, am aflat lucruri foarte interesante, lucruri pe care le-am transmis mai departe fetiței mele Ingrid. Și îmi doresc ca și ea, pe mai departe, să reușească să le transmită colegilor, celor cu care intră în contact, să știe cu toții că avem o responsabilitate uriașă față de lumea asta în care trăim. Prin reciclarea corectă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, încurajăm mineritul urban și susținem economia circulară.
Deșeurile electronice conțin materiale utile care, prin reciclare corespunzătoare, pot fi reintroduse în procesul de producție ca materii prime, fără a mai fi astfel nevoie să exploatăm noi resurse naturale. O mare parte din populația României încă păstrează în casă aceste deșeuri, ori le aruncă la gunoi sau în natură, afectând sănătatea oamenilor și contribuind la poluarea mediului înconjurător. RespoDE a venit în ajutor și a lansat în 2021 două modalități gratuite de a oferi spre reciclare deșeurile de echipamente electrice și electronice de mici dimensiuni, precum telefoane mobile, tablete, laptopuri, calculatoare, electrocasnice mici sau produse electrice de îngrijire personală. Vorbim mai concret despre cutia Respo și plicul Respo. Ambele soluții au fost lansate în cadrul unui eveniment organizat la începutul verii. O să mă întrebați de ce această cutie și nu putem să reciclăm într-o pungă oarecare. În primul rând arată foarte bine, puteți să o puneți în orice colț al camerei și ori de câte ori o vedeți, vă aduceți aminte că acolo trebuie să puneți aceste deșeuri, pentru că altfel puterea obișnuinței vă va spune să le duceți la coșul de gunoi și nu este acolo locul lor. Putem recicla absolut orice, dar absolut orice, când spun asta, în materie de electric și electronic. Un laptop, acestea sunt foarte importante pentru că în proporție mare de tot se pot recicla și elementele din el pot ajuta pentru a construi alte sisteme electronice, ca și acest telefon sau ca această tabletă pe care le-am găsit și nu le mai folosesc. Sunt convinsă că toți avem câte o placă stricată prin casă, un feon, un router, eu am vreo două, ca să vă zic sigur, telefoane, câți dintre voi aveți prin sertar vreo două, trei stricate? Ca să nu mai vorbim de cabluri, eu personal cred că odată la două luni schimb un cablu de telefon. Deci toate aceste lucruri puteți să le depozitați în această cutie. Ia uitați cât avem. Opa! Doamne, ce de materiale care pot fi reciclate și care se aruncă în toate râurile, apele, colțișoarele de pe planeta asta care nu ne lasă să trăim într-un mediu sănătos. Sper să aibă succes această campanie. Cu siguranță aveți în casă obiecte care nu vă mai fac folosință de foarte mulți ani. Un aparat foto, un prăjitor de pâine și care cu siguranță vă ocupă și mult loc în casă și nu aveți ce să mai faceți cu ele. Există o soluție. Intrați online pe www.respo.ro și vă va veni acasă un astfel de săculeț. Puneți toate lucrurile, sunați și cineva va veni și va ridica acest sac în mod gratuit, deci nu vă costă absolut nimic și puteți să fiți siguri că toate aceste obiecte vor fi reciclate și deci veți contribui și veți fi responsabili și veți fi bucuroși că ați făcut o faptă bună pentru natură și pentru lumea în care trăim. Eu mi-am făcut datoria, însă statisticile arată că 75% din electronicele vechi sunt încă prin casele oamenilor și ele conțin tot felul de substanțe periculoase, mercur, plumb, metale grele și chiar substanțe inflamabile, care sunt un mare pericol atât pentru sănătatea oamenilor, cât și pentru mediul înconjurător. Știu că unii oameni se atașează de electronicele vechi, însă tu trebuie să știi că locul lor nu este nici în casă și nici la gunoi, ci într-o cutie Respo. Am aici o boxă pe care s-a stricat și, bineînțeles, nu mai folosesc. O să o pun alături de celelalte chestii electrice și electronice în cutia de la Respo. Apoi sun la numărul de telefon de pe cutie, iar Respo va trimite la mine un colector care va prelua această cutie. Simplu, gratuit și extrem de facil.
O altă noutate a fost parteneriatul cu Glovo în ceea ce privește plicurile Respo, un proiect pilot desfășurat în perioada 15 iunie-15 iulie, axat pe București și zonele limitrofe. Pur și simplu, după ce ai umplut plicul cu DE, a existat posibilitatea chemării unui curier Glovo pentru ridicarea lui gratuită de la domiciliu. Am pus accentul pe colaborarea cu marile corporații. Am pus în sediile lor niște recipienți special pentru aceste deșeuri, echipamente electrice și electronice. În momentul în care s-au umplut, am trimis colectorii să meargă să le ridice, operație care a fost făcută în mod gratuit. Salut, eu sunt Camelia Tiu, parte din echipa IMPA Hub. Suntem o rețea internațională de spații colaborative cu două locații în București, unde găzduim antreprenori, freelanceri și profesioniști din diferite industrii. Dincolo de infrastructura de birou pe care o asigurăm, creștem această comunitate în direcția în care împărțim resurse de orice natură și suntem preocupați de impactul pe care îl avem în societate. O altă campanie de educare socială a avut tema cartușe de imprimant. Acestea sunt deșeuri de echipamente electrice și electronice și trebuie să fie tratate corespunzător. Cea mai mare problemă pentru această categorie de deșeuri este faptul că ele se amestecă cu deșeurile menajere. Țara, în fiecare an, intră peste 40 de milioane de cartușe sau peste 3.000 de tone de cartușe. Până acum, aproape nimic nu s-a eliminat. Deci toate aceste cartușe din anii 90 până în astăzi sunt undeva prin gropile de gunoi sau prin depozitele firmelor sau colectorilor. Pentru a preveni aruncarea cartușelor de imprimantă la gunoi, Asociația Respo DE a dezvoltat cutii speciale pentru colectarea acestor cartușe, cutii care se pot așeza în proximitatea imprimantelor. Am aflat astăzi și de această nouă cutie Respo dedicată cartușelor de imprimantă. O voi lua la birou, iar aici vor fi depozitate toate cartușele folosite. Apoi sunt la Respo, iar asociația se ocupă mai departe de ele. Împreună ne unim forțele pentru a construi un viitor verde în România. Un viitor care depinde inclusiv de modul în care alegem să gestionăm situația echipamentelor electrice și electronice, vechi și nefolosite. Educația în acest sens este cea mai importantă. Trebuie să mă educ pe mine ca apoi să fiu un exemplu pentru fiica mea și pentru generațiile viitoare. Este atât de simplu, soluții există, sunt la îndemâna oricui și nu costă absolut nimic. Echipa Respo este formată din profesioniști. Dacă ești producător, te invităm să lucrăm împreună, eficient și responsabil. Ne respectăm angajamentele față de client și față de mediu, însă întotdeauna avem nevoie de ajutorul vostru. E timpul să fii responsabil. Nu mai sta pe gânduri. Fii responsabil. Responsabilitatea noastră este o datorie. Pământul este casa noastră. Fii responsabil. Eu sunt responsabilă. Tu?